opiniei publice următoarele informații astăzi. Procurorul a depus un demers de prelungire a arestului domnului Filat cu încă 30 de zile. Vreau să vă spun că de fiecare dată acest demers nu conține niciun element nou. Sunt aceleași argumente care au fost invocate încă de la începutul reținerii domnului Filat. Ori legea spune clar că trebuie să fie elemente noi atunci când se solicită prelungirea arestului. Mai mult ca atât, chiar se observă și un gen de copy-paste în demersurile procurorului și tendința de a ține privat de libertate pe domnul Filat fără careva argumente temeinice. Nu știu care este scopul adevărat a părții acuzării, dar noi atragem atenția opiniei publice că se fac în continuare abuzuri, se fac în continuare acte de injustiție și domnul Filat este în continuare deținut în mod arbitrar.